Bineînțeles că mergem cu încredere și mai ales după meciul cu Ghior pe care l-am câștigat, suntem cu moralul ridicat și bun și bineînțeles că o să mergem încrezătoare acolo. Este o echipă mai puternică acum decât anul trecut? Este o echipă care se bate foarte mult. Noi sperăm însă să ne facem jocul ca de fiecare dată și să câștigăm. Jocul, bănuiesc că ați făcut analize, cum e jocul? Bineînțeles că le-am analizat jocul, am făcut și analize, au un joc foarte rapid, sunt jucătoare de viteză, au stilul nordic și sperăm să ne facem treaba cât mai bine. Credeți că sunteți favorite după prima etapă? Nu contează, contează cine e favorită și cine nu. Eu cred că ele joacă acasă și o să fie foarte motivate, la fel ca și noi, să câștigăm. Unde se poate face diferența într-un astfel de joc? Eu cred eu că apărarea, replierea și cine va face mai puține greșeli, acela va câștiga. Care ar fi atul vostru pentru meciul? Cum ai zis, o apărare foarte bună și să câștigăm. Ați pregătit altă tactică față de meciul cu Ghior? Bineînțeles că tacticile sunt diferite, sunt echipe diferite și am pregătit altceva.